Bă, ce face domnul Motan acolo? Domnul Motan? Bă, Draculas! Draculas! Ce mi-ai găsit, bă, acolo? Dă-te, bă, dă-te! Uite ce scrie aici! Păi citește ce scrie acolo, bă, de ce ești așa fericit? Stai... E o rușine că n-am învățat să citesc, dar mă voi chinui pentru tine. Aoleu, bă! Mătușa Gertrude, te rog... Da, bă, să citesc eu, bă, că nu știi să citești, domnul Motan. Bă, scrie aici că ți-a venit o rudă, domnul Motan, și că trebuie să mergem în satul Motănești, de urgență. Vrei să zici, că-s fraier, nu? Vrei să zici că nu știu ce să citesc, a? Iartă-mă. Am fost la școală și la grădiniță degeaba, a? Dar până la urmă, bă, cui trebuie? Cui trebuie, bă, să știi să citească? Domnul Motan, normal că trebuie să știi să citești, fiindcă uite! Nu-ți trebuie! Auleu! Nu-ți trebuie! Aaaa! Ce-s cu baloanele astea? Aaaa! Dar nu le spar... Bă, alea erau baloanele pentru tine, frate! În fine, domnul Motan, bă... De ce mi-ai spart baloanele? Dar tu singur ți-ai spart baloanele! Auleu! Ai stricat și televizorul, na? Uite ce ai făcut! Doamne ferească. Na, uite ce pățești dacă stai în casă cu Draculas. Unii, auleu. Domnule Motan, bă, ai distrus casa, bă, din cauza unui scrisori. Draculas, am o veste. Bă, vino în coasă, citi scrisoarea aia odată. Bă, am o veste. Ce veste? Știi că era tractorul ăla în fața casei, ce-o fi el? Camion, ce-o fi el? Da. L-am lustruit, bă. Ce-ai făcut, bă? Bă, ce cu vopseaua asta? Na, te-ai amețit tare, domnul Motan. Hai, ridică-te de pe jos. Să citim, bă, scrisoarea, bă, și lasă că ne ocupăm noi și din camionul ăla. Uite, bă, ce curat e, doamne. E mai curat decât mine. Și decât tine. Bă, uite ce curat e acum, bă. Bă, nu-mi place că pot să-mi văd fața în el acum. Și mă sperie. Lasă, bă, știm cu toți că ești urât, dar te acceptăm și așa, bă. Ești de-a nostru. Ia o sură, bă, sau tu? Abia m-am sculat. Wasily! Domnul Motan, e serioasă treaba, bă, ia și citește scrisoarea asta odată, să vedem ce vrea acolo. Uite, ți-o țin eu, hai, citește. Deci... Da. Nu știu să citesc. Bă, tu cumva o ții cu susul în jos? O ții cu susul în jos. Bă, scrisoarea asta, s-o citesc eu cum trebuie, domnul Motan. Bă, aici scrie... Bă, scrie că ți-a venit o rudă în satul Motănești, băi, și te cheamă de urgență să te duci să o cunoști. Fiindcă că nu v-ați mai văzut de foarte mult timp. Bă, Draculas, tu realizezi ce zici? Bă, în satul Motănești toți suntem rude, ți-am mai zis. Bă, dar asta e de rudă din familie, bă. Domnul Motan, treci la masă să mâncăm și după aia mergem să-ți vedem ruda. Bă, trebuie să mă duc să fac ceva de mâncare, domnul Motan, ca să nu... Nu mai mâncăm nimica, gata, mergem. Uite, ce cu ușa asta? Doamne ferească, ce-i cu ușa asta? Păi, ai stricat ușa, băi nebunule! Cui trebuie ușa la casă? Uite, ușa la frigider! Păi, ai stricat și ușa la frigider! Domnul Motan, calmează-te! Ia treia oară! Draculas! Dă, domnul Motan! Închide ochii! Am închis ochii! Hai, vino aici! Așa, pune-te pe scaun și închide ochii! Am închis ochii, de ce? Unde mergem, bă? Bă, nu mai bine mâncăm mai întâi. Aoleu, domnule Motan! Treci pe scaun! M-am pus pe scaun, frate. Stai aici, așteaptă. Aoleu. Hai, urcă-te. Domnule Motan, ce-i asta? Urcă-te pe scaun. Urcă-te pe scaun, ai zis. M-am urcat. Pe scaun! Nu-ți dau voie să stai pe ăsta. Treci pe scaun. Bă, cu ce mergem? Uite, bă, ce gras ești, nici nu merge. Bă, stai, domnul Motan, că te ajut eu acum cum să mergem în satul Motănești mai rapid. Ia zi, e bine așa, domnul Motan, e bine? Ia uite, hai că am rezolvat problema, hai, urcă-te. Zi, domnul Motan, e mai bine acum? Mers cănăpeaua, de la Ikea! Las că iau eu o mașină, domnul Motan, să mergem odată, să ajungem. Nu, fii atent, că mai am o mașină. Stai așa. Ești pregătit, da? Da. Aoleu, bă, mi-e frică de ce mașină ai. Stai, bă, calm, bă, e cea mai frumoasă mașină pe care o să o vezi vreodată. Draculas! Da, domnul Motan, bă, nici nu știi să pornești de pe loc, dă-mi să te ajut.
Doamne. Dracula, să nu ești. Stai ceva unde m-ai lăsat. Au. Hai bă, trebuie să mergem. Păi, eu aș vrea să merg, dar ai uitat o chestie, mașina asta e de o persoană, frate. Stai cam, că te rezolv eu. Dracula. Da, domnul Limotar. Pregătești. Bă, dar iarăși stai eu pe scaun, frate. Mă dai cu capul de nisip, frate. Ai sprisat, tu motănești odată. Vai, ce gras ești că tragi mașina în spate. Mergem. Ai sprisat, tu motănești, dă-i odată, frate. Mergem acum, hai da. Satul motănești. Hai, domnul Limotar, dă-i mai în față. Ai uitat cum să ajungi în satul tău natal? Stai bă, stai că acum ajung. Auleu. Oprește, frate, aici. Mai dă-i o leacă în față. Ai de cap. Vestirea. Ce? Nu mai am motor la mașină. O plecam motorul. Cum să pleci, bă, motorul? Dă-te, bă, jos din mașină. Ai. Domnul Limotar, am vrut să dau cu mașina peste tine. Hai, bă, auleu, am spart și roata. Lasă, bă, că oricum nu ne mai trebuia mașina asta. Hai, ridică-te, domnul Motan, de pe jos. Am dat alocația pe mașina aia. Lasă, bă, că-ți cumpăr eu altă alocație. Hai, bă, domnul Limotan. Bă, mai ții minte la ce casă o spus scrisoarea? Da, bă, una din astea. Da, una din astea care? Uite cât e casă, iuț. Asta? Bă, aici e casa lui tata Motan. Bă, tata Motan e acasă? Tata Motan ești acasă? Nu, noi. Dar îi lăsăm un cadou, stai așa, frate. Bă, o spus că stă... N-o spus cumva în scrisoare că stă lângă casa lui tata Motan? Bă, da. Vino cu abă, că știu care e casa e asta. Stai, bă, nu tapă cu grenada, ai țăcănit. Hai, bă, să vedem cine e aici. Stai, bă, nu mai tapă, poate sperii persoana care stă aici. Domnul Motan, calmează-te! Da, domnul Motan! Păi... Ce căutai, bă, la grenada mea? Păi, ne faci din râs, frate, ridică-mă. Domnul Motan, ridică-mă, mi-am rupt spatele aici, în băncuța asta. Au! Domnul Motan, dă-mi, bă, mâna să mă ridic de jos de aici. Hai, bă. Mersi. Poate, bă, la ușă, nu știu cum. Păi, anu, cu șorga, nu bate, ești tu civilizat cu ranga. Alo? Cine e? Domnul Motan? Cine-i bă asta? Domnul Motan, tu ești, nu vine să cred. Cum adică, bă, dar eu nu să știu. Bă, cine e asta? Aoleu, cine ești tu? Nu mă recunoști? Sunt mama Motan. Mama Motan? Dracula, hai să plecăm, că nu știu ce zici. Bă, cum să plecăm, bă, tu n-ai auzit că o spus că e mama Motan? Bă, treci, bă, înapoi. Mulțumim, la revedere, pa. Mama Motan? Păi am auzit atâtea despre tine de la tata Motan. Mama Motan! Mama Motan! Mama Motan! Oh my god, te văd pentru prima oară! Nici nu știu ce să spun. Bă, iartă-mă, domnul Motan, e cam rușinos. Păi ești, bă, din baie. Uite la el. Bă, dar nu cunoști persoana, bă. Bă, am spus, bă, că e mama Motan. Treci, bă, de acolo și fă cunoștință cu ea. S-a dus. Bă, nu te scot eu acum, vino bă înapoi, bă. Mama Motan, ajută-mă să-l scot de acolo. Nu, nu m-ai curățat de foarte mult timp. Îmi pare rău că e atâta deranj în casă, nu mă așteptam să am vizitatori. Stai calm cu Dracula, îți mai răbunos. Domnul Motan, ești bine? Nu. Bă, Mama Motan, ajută-mă să-l scot de acolo. Dă-i, scoate-l așa. Dar nu mai este, e prea plină toaleta. E prea gras, domnul Motan, scoate-l de acolo. Ești, bă, din... Ești, bă, de acolo, domnul Motan. Păi, ni faci din râs, bă. Tu dai din mama Motan și te împunzi în WC-ul ăsta. Ești, bă, de acolo. Dracula, să-i vina ta. Păi, eu cred că-i vina ta, bă. Mama Motan, iartă-mă, e cam nebun, domnul Motan. Ești, bă, de acolo. N-am cum să-l scot de acolo. Mama Motan, poate tu știi să-l scoți mai bine decât mine. Hai că-l prind eu de urechi. Ia, vino aici. Vino aici. Au. Mamă, ce reuniune frumoasă din familie, mai lipsește tata Motan. Dar nu știu pe unde-i. Tata Motan, de ce nu ne-a spus nimic de tine? Nu știu, așa e el, mai discret, de fel. Bă, nu te bucur, bă, că am găsit-o pe mama Motan? Nu mai ești singur, bă, nu mai ești o pisică singură. Bă, dar toată viața am fost singur. Eu de unde să știu că e toată viața ai fost singur, nu? Dar eu ce am fost, bă, că ți-am dat atâta de mâncare de să dau acum curanga asta. Gata. Eu-l văd de capul tău. Doamne Motan, să știi că indiferent dacă l-ai omorât sau nu pe Dracula, eu te iubesc oricum, pentru că... Păi m-a omorât și tu... M-a omorât și tu încă-l iubești? E fiul meu, n-acum să nu-l iubesc. Ai făcut fata cu Dracula asta? Sânge din sângele meu. Ce fiu? Stai așa, că eu sunt copilul doar lui tata Motan, stai așa. Păi bă...
Draculas, Draculas. Păi bă, nu-i logic dacă ai un tata, ai și o mamă. Ce era mamă? Păi uite, mama Motan. Na, nu, nu mai rezist, nu mai rezist. Nu mai rezist. Asta este omorât domnul Motan. Ameno. Itemite care mai ameno. Na, zi tu mama ameno. Motan. Ameno. Hai, ajută-mă ameno să ridic de pe jos. Hai domnul Motan, ridică-te. Hai domnul Motan, ridică-te. Păi, bun, bun mama Motan, bun domnul Motan, eu las cu tine, mi-am făcut treaba, salutare. Nu, stai așa, că nu-i chiar așa. Păi cum adică nu-i chiar așa? Păi lasă aici, uitați, eu plec frumos, să aveți o viață bună, distracții frumoase, ne mai vedem, da? Îl las aici cu tine. Dracula, stai iar de aici, te rog. Păi, dar acum iar tău. Uite că aruncă cu sticle, doamne. Mama Motan, de acum e pisica ta, tu te descurci cu el, că mi-a mâncat părul. Uite la el, uite ce rău e. Draculas, Draculas, hai să arăt noua mea jucărie. Aaaa! O scă... Au! Ia bă curanga de aici, voi Motanule! Doamne! Aaaa! Nu s-o plăcut noua mea jucărie. Mama Motan, vreau să-l las aici cu tine. Nu! Păi nu te-a întrebat nimeni nimic, eu vorbeam cu mama Motan. Da, dar stați un pic, înainte să plecați. Haideți un pic în casă să vă dau ceva de mâncare, că na, să stați și voi, că probabil ați călătorit mult. Bere. Ajuns aici, Motănești. Bere, bere, hai bere. Hai, intrați, intrați. Intrăm bere! În casă. Intrăm, gata, intrăm în casă, intrăm în casă. Pe ce asta? Mama Motan, ai vrea explicații? Ce chestie asta? N-am... Ups. Păi, ai tăiat-o pe mama Motan cu drujba! Păi, animalule! Aaaa, n-am vrut! Și acum... Bă, domnul Motan, bă! Bă, nu așa trebuie să te comporți, bă, cu rudele! Dar n-am vrut! N-ai vrut, nu? Bă, domnul Mot... ce e asta, mama Motan? Ce chestia asta de aici? Hai, bă, să o dăm jos! N-am mai făcut de mult curățenie, sigur s-au mutat și alte vietăți pe aici prin casă. Dar știți, eram singură, știi, fără domn Motan, fără tata Motan, chiar aveam și eu nevoie de puțină companie. Și te-ai gândit să găsești companie în creatura asta? Auleu, domnul Motan, calmează-te, te rog eu! Bă, vreau să dau asta jos. Uite, uite, ce urât e, bă. Auleu. Gata, frate, am dat-o jos. Ești fericit, no. Mama Motan? Bă, uite, bă, ai făcut-o să vreau, bă. Bă, da, eu am făcut-o, bă, trebuia să dau jos. Trebuia să dau jos creatura aia, să te ia acolo așa. Te zisea că vrea să dai jos. Vrei să bag drujba asta în tine? Dracula. Auleu, nu. Gigel, era singurul meu prieten. Îi da și nume. Mama Motan, stai calmă, cât îl rezolv eu acum. Auleu, bă, nu m-a mai rezolvat, ta domnului Motan. Bă, ai luat foc, bă, Dracula, ești ok? Nu-s, bă, ok. Mi-a dat mama Motan cu pumnul la ficat, nu mai simt ficatul, gata. Nu, deci... mama Motan, dar de cât să stai în satul ăsta părăsit? Că efectiv nu mai este nimeni. Nu, ieșiți un pic afară. Nu mai este efectiv nimeni. O să nebunești aici singură. Nu mai bine ți mus la noi acasă? Da, o să fie foarte dor de casă. Uitați, am aici grădină. Am fac singură de mâncare. Am... Bă, astea sunt expirate. Sunt mâncate. De viermi, uite puțin. Uite aici pe băiță. Mama Motan. Hai să te învăț ce m-a învățat tata Motan. Ce te-a învățat tata Motan? Cum stai așa cu pumnul, te întorci deodată, faci o piruetă două, faci... Bă, nebun! Bă, tu ești nebun la cap! Mama Motan, bă, a căzut printre roșii pe aici, hai să o ridicăm! Ajutor! Bă, hai să... Bă, tu ești un animal! Ascultă la mine, domnul Motan, ești un animal! Nu, no, hai să o luăm la noi acasă, că dacă o mai lăsăm aici, nu ți descurcă! Bă, ce mi-e poftă de un pește! Vai ce mănânc pe ștoiul ăsta. Stai că mă ocup acum de el. O sări pe ștoiul din mine. Deci mama Motan, vrei să te muți la noi acasă? Băi. Și bă, stai așa, Draculas. Da. Da, avem deja destui colegi de apartament, stai așa. Păi bă, și nu vrei să o luăm pe mama Motan la noi acasă? Bă, Draculas, că dau odată cu peștele instantanii. Păi ce tot ai păcat cu pești ăștia? Nu, du-te și adu un scaun din casă. Ești apt să aduci un scaun din casă? Știi să aduci un scaun din casă?
Bă, nu o pernă, un scaun, domnului Motan. Un scaun. A, scaun. Lasă, bă, ești... Bă. A fost în casă de 50 de generații. Mamă, Motan, perna e plină de purici. Nu știu ce generație a fost. Domnule Motan, ești din casă că faci mizerie. Lasă că iau eu un scaun. Mamă, Motan, gata, nu mai ai de ales. Pune-te în scaun. Așa. Ai vreo mașină pe aici? Nu cred. Lasă, furăm de la vecine o mașină, nu-i problemă. Vino încoa cu mine. Deci gata, de azi te duc la noi acasă. Uite, bă, draculas, Mary. Ia-și li mănâncă. Bă, lasă, bă, Mary, mergem să furăm mașină, nu mere. Bă, am dat-o, ups, bă, o scapi mama Motan. Ups. Bă, dar o lăcă de rușini, nu ții și ții. Bă, mie să-mi fie rușini sau ții, că ai intrat în casă și ai făcut dizordine. Auleu. Bă, lasă, bă, pe mama Motan, că o sperii. Mama Motan, promite-o că am grijă de tine, stai așa. Bă, uite mașină, bă, uite. Stai, bă, omule, să o pun pe mama Motan din mașină. Stai, bă, nu pleca. Oprește, oprește. Domnul Motan, oprește mașina. Stai, mama Motan, te pun acum aici. Gata, dă-i spre casă, domnul Motan. O ducem acasă, am furat-o. Mama Motan, stai bine acolo? Foarte bine. Dă-i, domnul Motan. Hai, domnul Motan, ai tați să conduci. Dă-i pe la dreapta pe unde am venit. Bă, pe la dreapta ți-am spus, auleu. Domnul Motan, am căzut odată. Dă-i, frate, prin tufiș. Așa. Intră crengile, bă, lumea Motan în față. Dă-i pe la dreapta. Bă, pe la dreapta. Care-i dreapta? Stai că ți-arăt eu acum care-i dreapta. Ți-arată fratele tău care-i dreapta. Pe la dreapta, bă. Auleu. Mama Motan, mai ești în viață? Din păcate, da.